luăm o întrebare de la Iulian. S-a făcut o petiție pentru relocarea celor din Hericoanda. Am înțeles că nu se poate, dar măcar niște măsuri nu se pot lua împotriva lor. Lumea deci, se plânge de gălăgie, de mizerie și multe altele. Eu, nu se poate face nimic? Eu, legat de Hericoanda, de cartierul acela, sunt multe pe care le am în vizor, nu să pot să vi le dezvălui acum. Cert este că am făcut și fac tot ce omenește posibil cu poliția locală ca să supraveghem zona, pentru că astfel de cereri și de reclamații le am de la mai mulți cetățeni. Ca urmare, dacă ar fi câțiva, îi spune, domnule, sunt izolate aceste păreri sau să nu mai păreri. Nu. Se pare că așa e. A ajuns petiția la noastră? Nu n-a ajuns. Cetățeanul să vă trimită dumneavoastră, eventual îmi trimiteți mie, sau să trimită petiția cu număr de înregistrare la primărie și să-mi comunice prin dumneavoastră, eventual să-mi comunice numărul exact. Numărul de înregistrare, evident, ca să urmăresc eu. Să ajungă la mine, să dau rezoluție, să o trimit pe traseu. Știu de situația aia, se ocupă cei de la RADPP, care între timp au devenit societate comercială, administrarea fondului imobiliar. Repet, angrenez în permanență poliția locală. E adevărat că n-am făcut un post acolo al poliției locale, însă în fiecare seară, și foarte des în cursul zilei, poliția locală trece pe acolo. Dar luați în calcul relocarea, să luați cartierul de acolo, să mutați undeva la marginea orașului? Lucrurile nu sunt așa de simple. Gândesc variante. Deci nu la momentul... Nu exclud. La momentul respectiv, dacă voi fi în postura aceea, o să prezint soluții. Pentru că trebuie să avem soluții. Da. Hericoanda este un subiect vechi. Am vorbit și eu despre el în campania electorală. Acum, trebuie să ne implicăm și cu toții ca cetățeni. Pe de altă parte, cei care încalcă legea trebuie pedepsiți, pentru că spun și eu, și cum au spus și alții, că nu trebuie să spun eu. Da, dar o amendă și nici nu o plătesc și fac adună teancuri de amenzi. Să știți că o să pun în funcțiune un sistem legal, evident, de evaluare foarte drastică a dosarelor, a celor care stau acolo. A dosarelor și a lor. Și de unii dintre ei s-ar putea să ne despărțim. Adică cei care fac probleme acolo, luați... Nu știu dacă fac probleme. Eu îl iau în calcul și cred că mulți acolo au fost aduși și au contracte și, din punctul meu de vedere, nu îndeplinesc toate condițiile. Păi și când începeți să faceți această analiză? Va trebui să ne uităm. RADPP are sarcină din punctul ăsta de vedere.